Zică Oana, că dacă pentru că făcusem o introducere isteasă, vreau să spun că mă uit la Oana Belea cu o tandrețe infinită, te afli între două paranteze care rezumă destinul românesc perfect. În dreapta ai fața lui Cioran, cu ochii lui, care întrebat să rezume destinul României, a spus limpede, destinul României este în formula n-a fost să fie. Și în stânga ta se află antipodul acestei credințe, a fost să fie, așa a fost să fie. Asta era, deci, introducerea mea, că ne aflăm între două paranteze ale destinului românesc. Ați înțeles, cred, că ne aflăm în fața unei cărți domnești. Este o carte de boierie, sau dacă mă gândesc că avem de a face cu unul dintre stâlpii idei liberale, cu o carte de burghezie boierească, de mare burghezie boierească. Și vreau să ne dăm seama că în ADN-ul, în textura ființei autorului se află, am inventariat acasă, o familie pe al cărei arbore genealogic, fie dinspre Săveni, fie dinspre Olănești, se află. Logofeți, generali, diplomați, avocați, paharnici, director și general de vânt, profesor universitar, deputați, miniștri, ambasadori, eroi naționali ai Franței, pictori, colegi de liceu cu Charles de Gaulle, contra-amiral, primari, viceconsul, oameni decorați cu legiunea de onoare, plus Colănescu Ascanio, plus un președinte al Camerei pentru Taxii. Autor crescut în tot ceea ce poate fi incorporat în formula exact. Un om care a plecat la Paris la 5 ani, care a plecat abia la 37, care a crescut cu fecior în casă, guvernantă franțuzoică, care a făcut scrimă în not, iahting, cum a spus Lidia, în tot ce poate fi acea burghezie, acea viață liberală care a dat osatura și structura și forța vieții românești modernă. Așa că cu un astfel de ADN nu e de mirare că tot ce se leagă în această carte de persoana dumnealui este și o Românie în mic. Apropo de talentul de literat, țin să vă spun că într-adevăr, în paginile dedicate celor 3 ani de închisoare, în care trecem prin Uranus și Lava, ajungem la Grindu, la Salcea, la Periprava, totul este narat cu o demnitate, cu un fel de virilitate bufoasă. Are un fel de a fi de cavaler, de sportiv, se vede, chiar voiam să vă văd, nu l-am întâlnit până acum și voiam să vă văd cam cum lucrați ca spadasin, ca scrimer, tot ceea ce face, până și narațiunile cele mai dure. Apropo de viermi din apă, pot să vă spun că eu, ca iubitor de animale la un mod isteric, am suferit îngrozitor la această scenă de la Grindu, când aveați un cățeluș care îi întâmpina pe deținuți în fiecare zi. Îl împușcă, domnule. Deținuții împușcă un cățeluș care ieșea exact scena din Lena Constantei, care are la geam, la fărăstrica din celulă, un chip de rândunică, o rândunică pe care o alungă gardierii și pun cu cruce de lemn la geam. Lucruri de acest gen, da, nu deținuți, sigur că da, un gardian cu o răutate, deci ca bărbați, ca pe bărbat, accept că în închisoare poți să fii torturat, bătut, accept până că și pe Elisabeth Alize au paternat-o cu părul de tavan, până au scalpat-o, până au lăsat-o chiar, dar să o mori cu rândunică sau un pui de câine, îmi pare mult mai inuman pentru un fel. Apropo de portretistică și de personaje, eu vă recomand, Oana, ai un act întreg de Cehova. Aici toată istoria nașei de botez, care o rusoică formidabilă se numește Grafinia Penckendorf. Alea sunt 3 pagini, 87, 89, care rivalizează, chiar îl depășesc pe Gheorghe Giurgea Negri Negri Negri. Trebuie să mă rezum.
pentru că destul, v-ați dat seama ce fel de carte avem în față și nu dumneavoastră trebuie să vă recomand, ci fiilor și nepoților dumneavoastră. Este o carte care trebuie să ajungă pe mâna celor mici, să vadă ce ADN, ce blazon, ce statură, ce frumoasă trăire a vieții bogate. Era o bogăție în sufletul românesc, care fie că era pe partea lui Mitiță, Sturza sau la Marc Gheloman, că erau liberali, conservatori, liberali, indiferent, de asta știau să meargă prin lume. În sfârșit, două lucruri mai am să vă spun pentru cei care, pe vârsta mea, l-au adorat pe Alexandru Paleologu, din anumite motive, de fie și de semi-boierie sau chiar de pseudo-boierie. Aici avem un paleolog, într-adevăr, văzut din lăuntru, din anii acelei reeducări, când asta este pentru un pachet de Danchil, pentru care nu bag mâna în foc, că n-aș fi semnat și eu, ajunge să citească Scânteia ca să-i marxisteze pe deținuții de atunci. În sfârșit, după toată această legătură, nu vă mai spun de René, Radu, Policrat, ci lucruri de acest gen, vă spun că dincolo de politică, diplomație, viață sportivă, valuri, personaje, zeci și zeci de caractere întâlnite în biografia autorului și care chiar rivalizează cu Ioni Ioanic într-un fel, avem și un naturel, un om care știe să facă fraze de acest gen. Fraze la care dat fiind staiful și prestanța la patru așa, capre, pendra, nu le așteptam, dar ele există. Iată-le. Încă de la intrare era întâmpinat de o aromă aparte. Era un amestec de miros de lemn, parfumuri bune, miresme de dulcețe de tot felul. Greu de definit simt și acum acest miros. Prin mirarea mea am regăsit mirosul de lemn, care mi-a adus aminte de celelalte miresme după aproape 50 de ani, când împreună cu Anda am intrat din nou în această casă. Vă mulțumesc! Mulțumesc din suflet!